Bună seara, sunt Angela Gunța și vă invit la știri. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Un sondaj de opinie desenează tabloul politic și geopolitic din preajma alegerilor locale din 20 mai. Chișinăul rămâne pro-european, iar orașul Bălți își pune speranța în Uniunea controlată de Rusia. Primarul interimar Ruslan Codreanu i-a cerut demisia directoarei grădiniții Lăstăraș după ce un grup de lucru ar fi depistat încălcări grave la această instituție. Despre ce este vorba, vedeți în jurnal. Guvernul insistă cu inițiativa privind revenirea la uniformele școlare. A realizat chiar și un sondaj în rândul elevilor, părinților și profesorilor, iar astăzi Monica Babuc a prezentat rezultatele. Grindina a făcut ravagii noaptea trecută mai multe localități din raioanele Călăraș și Aneninoi. Primarii spun că vița de vie și livezele de prune au fost distruse în proporție de 90%. Aproape jumătate din cetățenii care încă mai locuiesc în Republica Moldova ar pleca cu prima ocazie de aici, din cauza problemelor economice. Potrivit barometrului opiniei publice, aproape o treime din cetățeni spun că veniturile nu le ajung nici pentru strictul necesar, iar principalele probleme sunt sărăcia, prețurile mari și șomajul. Potrivit sondajului, mai mult de jumătate din populație consideră că în țara noastră lucrurile merg într-o direcție greșită și doar 25% cred că direcția este una bună. Aproape o treime din respondenți au bifat că banii nu le ajung nici măcar pentru strictul necesar, iar 45% au bani doar pentru cele mai importante lucruri. 21% spun că au bani pentru un trai decent, 5% reușesc să-și cumpere unele lucruri mai scumpe și doar 1% din toată populația țării nu se limitează la nimic. Peste jumătate din populația țării, adică 56% este gata să părăsească Moldova definitiv sau pentru o perioadă. Iar principalele motive care i-ar determina să plece din Moldova sunt degradarea situației economice, declanșarea unui război civil sau dacă țara noastră ar începe un război împotriva altui stat. Întrebați dacă duminica viitoare ar trebui să aleagă în cadrul unui referendum între aderarea la Uniunea Europeană sau Uniunea Vamală, aproape jumătate au spus că ar alege calea spre UE și doar 34% optează pentru Uniunea Vamală. Restul oamenilor fie nu ar participa, fie nu au știut să răspundă. În Chișinău, jumătate din respondenți au optat pentru UE și doar 31% pentru Uniunea Vamală. Altfel stau lucrurile la Bălți. Acolo doar 25% își doresc aderarea la Uniunea Europeană, în timp ce 49% optează pentru Uniunea Vamală. Datele barometrului opinie publice au fost colectate în perioada 19 aprilie-9 mai. Sondajul a fost realizat la comanda Institutului de Politici Publice și a fost realizat pe un eșantion de 1115 respondenți, iar marja de eroare este de plus-minus 3%. Percheziții la punctele mobile Sângera și Cimișlia ale Agenției Naționale a Transporturilor Auto. 5 inspectori și un operator au fost reținuți în această după-amiază de ofițerii CNA și procurorii anticorupție, fiind cercetați penal într-un dosar în care sunt bănuiți de corupere pasivă, activă și trafic de influență. Fiind dislocați în punctele mobile de verificare a încărcăturii camionilor de mare tonaj, aceștia percepeau de la șoferii de camion între 200 și 500 de lei pentru a-i scuti răspundere contravențională pentru încălcarea regulilor de transportare a încărcăturilor. Cazul este documentat în continuare pentru a identifica toate persoanele implicate în acest caz. Grădinița Lăstăraș ar putea rămâne fără conducere. Primarul interimar Ruslan Codreanu a cerut astăzi demisia directoarei și anularea concursului prin care a fost aleasă în funcție. Totul s-a întâmplat după ce autoritățile au depistat ilegalități în activitatea grădiniței. Un grup de lucru din cadrul Direcției Generale Educației a constatat că o asociație obștească numită Lăstăraș desfășoară în grădinița activități extracurriculare contraplată fără aprobarea Ministerului Educației. Și munca părinților, dar și educația copiilor sunt luate în batjocură. Părinții în mare parte plătesc pentru servicii educaționale pe care instituția publică trebuie să le presteze gratis. Membrii grupului de lucru spun că au constatat și alte nereguli. Numărul de activități complementare stabilite pentru o săptămână este mult mai mare pentru copii cu vârsta de 3-7 ani. Unele activități complementare sunt desfășurate de 2 ori pe săptămână. Activitățile contraplate se prestează în locul activităților curriculare, nu suplimentar acestora, ceea ce contravine codului educației. Orarul lecțiilor din agendele elevilor nu coincide cu orarul din cataloage. Cei de la grădiniță neagă însă că asociația fondată ar fi ilegală și susțin că banii percepuți de la părinți ar fi pentru unele servicii complementare. Cei de la primărie, ceea ce spun este una, ceea ce este în instituție este alta. Nu colectează instituția publică, școală, primară, grădiniță,
numărul 99 bani, în incinta instituției, printr-un acord adițional, prin permisiunea celorlalte organe, este fondată o asociație obștească. În cadrul acestei asociații, după cum știți, părinții încheie un contract direct cu asociația. Deci acolo se alochează suma de bani de către părinți în baza acelui contract. Această femeie, care ne-a rugat să-i păstrăm anonimatul, spune însă că din cauza neachitării banilor către asociația obștească, copilul ei ar putea fi exclus de la activități. Eu achit asociația 1400 de lei. Nu achit deja de două luni, dar o vedem ce se petrece cu copilul la grădiniță. Și nu vă spune nimeni nimic? A, desigur că ne spune. Ce vă spune? Că copilul o să fie exclus de la activități. Potrivit lui Ruslan Codranu, anual pentru instituțiile preșcolare din bugetul municipal sunt alocate 21 de milioane de lei. Iar în perioada 2016-2017, prin intermediul Asociației Obștești Lăstăraș, de la părinți au fost colectați aproximativ 14 milioane de lei. În plus, spune Codranu, concursurile pentru postul de director și cel de președinte al Asociației Lăstăraș au fost câștigate de fiul și de nora fostului director, care s-a aflat în funcție timp de 28 de ani. Doamna Bogășevski Eugenia, director care a fost de 28 de ani. La concurs a participat Bogășevski Dorian fiu și Ceaușac Iana, soția fiu. Iana Ceaușac a fost numită director, Bogășevski Dorian, președintele AO Lăstăraș. Grădinița Lăstăraș a fost înființată în decembrie 1988. Are o suprafață de peste 3.000 de metri pătrați și este frecventată de aproximativ 700 de micuți. A plouat cu grindină în noaptea trecută în mai multe localități din țară. Culturile agricole au fost distruse. Primarul satului Horodiște, raionul Călăraș, ne-a spus că vița de vie și prunele au fost afectate în proporție de 90%. Agricultorii sunt disperați. Cele mai afectate de grindină sunt raioanele Călăraș și Anenii Noi. Din fotografiile și imaginile video postate pe rețelele de socializare, se vede că grindina a acoperit pământul. Contactat de TV8, primarul satului Horodiște s-a plâns că agricultorii au pierderi mari. Sata și pagubele parțial așa de procente, dar în extravelanul satului, unde avem vreo 6 agenții economici, au prună și viță de vie. Noi suntem acum în câmpul de viță de vie și e distrus la 90%. Un rup de struguri la viță de vie și toate prunele parc pușcate. Absolut toate. Pierderile sunt colosale. Dacă o să aibă din toată roada să culeagă 7-8% până la 10%, să fie bine, nu credem. Cei de la Ministerul Agriculturii spun că localitățile afectate nu sunt acoperite de scutul antigrindină. Dimensiunile au fost cât nuca, adică până la 3 cm diametru. Suprafața nu este acoperită de instalația antigrindină. Ele nu sunt peste tot, deci Anenii Noi, Căușeni, Ștefan Vodă, partea asta nu este acoperită. Autoritățile urmează să estimeze pagubele, după care se va solicita intervenția guvernului în vederea susținerii fermierilor. Potrivit reprezentanților Ministerului Agriculturii, de la începutul sezonului au fost lansate 1290 de rachete antigrindină. Un nou sondaj Barometru Opiniei Publice a evaluat șansele candidaților la fotoliile licitate de primar de Chișinău și Bălți. Astfel, pentru primăria capitalei, bătălia se va da între socialistul Ion Ceban și Silvia Radu. La Bălți, favoriți sunt candidatul Partidului Nostru și cel al socialiștilor. Sondajul arată că nici unul dintre candidați nu ar fi în măsură să câștige alegerile din primul tur. În Chișinău, 73% dintre cei chestionați au spus că vor merge la vot pe 20 mai. La Bălți, numărul alegătorilor deciși să iasă la vot este cu aproape 10% mai mic. În capitală, barometrul arată că pe primul loc s-ar clasa Ion Ceban, pentru care ar vota 30% dintre alegători. El este urmat de Silvia Radu cu 23% și de Andrei Năstase, pentru care și-ar da votul 15% dintre respondenți. Liberalul Valeriu Munteanu ar acumula 5% din sufragii. Candidatul partidului Șor, Regina Apostolova, exclusă din cursă prin decizia instanței, ar acumula 3%, tot 3% ar aduna și candidatul PUN, Constantin Codreanu. Ceilalți candidați înscriși în cursa electorală potrivit BOP ar acumula mai puțin de 3%, iar pentru că niciunul dintre candidați nu ar acumula un număr suficient de voturi pentru a ieși învingător din primul tur, pentru turul 2 al alegerilor din capitală, realizatorii barometrului au prevăzut 3 variante posibile. Prin urmare, dacă lupta pentru primărie se va da între Ion Ceban și Silvia Radu, pentru socialist ar vota, potrivit sondajului, 31% dintre respondenți, iar pentru Silvia
Radu cu un procent mai mult. În cazul în care în turul 2 are și Silvia Radu și Andrei Năstase, candidatul PPDA ar acumula 21% din voturi, iar Silvia Radu 33%. Cel de-al treilea scenariu vizează ieșirea în turul 2 a lui Ion Ceban și Andrei Năstase. Prin urmare, Ceban ar acumula 33% din voturi, iar Andrei Năstase 27%. În municipiul Bălți, favoriții sunt Nicolae Grigorișin și Alexandru Satăi. Aceștia ar acumula 28% și respectiv 26% din voturi. Ceilalți candidați ar acumula mai puțin de 8%, iar 24% dintre respondenți au spus că încă nu știu pentru care dintre candidați să-și dea votul. Barometrul opiniei publice a fost realizat de Institutul de Politici Publice cu susținerea fundațiilor Soros și Konrad Adenauer Stiftung. Datele au fost colectate în perioada 19 aprilie-9 mai pe un eșantion suplimentar de 409 respondenți din capitală cu marja de eroare de plus-minus 4% și 200 de respondenți suplimentari la Bălți cu marja de eroare de plus-minus 6%. Programele electorale ale Silviei Radu, Andrei Năstase și Ion Ceban au fost criticate dur de liberalul Valeriu Munteanu în cadrul unei conferințe de presă. Potrivit liberalului, Ion Ceban și Andrei Năstase au venit în campanie electorală cu programe care conțin puncte asemănătoare, iar programul Silviei Radu este asemenea unui referat pentru elevi de clasa a patra. Asta în condițiile în care tot Munteanu spune că oponenții săi s-ar fi inspirat din programul lui electoral. Aceștia trei au programe foarte asemănătoare. Mai mult decât atât, Năstase și Ceban chiar s-au acuzat reciproc că în proporție de 60% unul ar fi copiat de la celălalt programul. Munteanu a mai spus că i s-a promis să se retragă din cursa electorală în favoarea lui Andrei Năstase. În acest sens, liberalul i-a făcut o invitație candidatului PPDA la dezbateri pentru a discuta programul electoral. Eu fac o invitație personală domnului Năstase pentru ca să ne întâlnim împreună, doar eu și dumnealui, la o dezbatere, atâta timp cât va fi nevoie, 2 sau 3 ore. Silvia Radu nu ne-a răspuns la telefon pentru a beneficia de dreptul la replică, iar Andrei Năstase ne-a spus că nu vrea să comenteze ceea ce el a numit aberațiile lui Munteanu. Aceeași atitudine a avut-o și candidatul PSRM în cadrul unei conferințe de presă. Sănătate vă urați domnului Munteanu. Iată, și să-l mai întrebați când mută aeroportul în locul Academiei de Știință, Academiei de Știință, în locul garei feroviare, gara feroviară, în locul la alte lucruri. Haideți că pornim pe ironii, dar până la urmă. Munteanu a profitat de prezența jurnaliștilor și a mai reiterat câteva promisiuni, între acestea reducerea facturilor la energie electrică și termică și revizuirea concesionării aeroportului Chișinău. Curtea de apel a menținut decizia primei instanțe în disputa privind înregistrarea candidatului Partidului Șor la primăria capitalei, Regina Apostolova. Aceasta nu va putea candida pentru această funcție. Consiliul Electoral de Circumscripție a mers în judecată după ce candidatul PUN a acuzat-o pe Apostolova că a utilizat bani din afara țării pentru campanie electorală. Judecătoria Chișinău a examinat sesizarea în ședința sa de vineri și a exclus-o din cursă. Apostolova a declarat atunci că decizia este una ilegală, astfel în cursa pentru fotoliul de primar al municipiului Chișinău au mai rămas 11 candidați. Ion Ceban vrea să reformeze gospodăria locativ-comunală din capitală. Potrivit lui, majoritatea din cele 23 de seluri care chipurile activează în Chișinău sunt nefuncționale. Candidatul socialiștilor la funcția de primar a spus că urmarea reformei pe care o va impune va rămâne doar 5 întreprinderi de gestionare a fondului locativ. Din cele 23 de întreprinderi de gestionare a fondului locativ, la momentul de față, așa numitele jepuri, la momentul de față, practic, marea majoritate se află în insolvabilitate. Sunt acumulate datorii de sute de milioane. Potrivit lui Ceban, reforma include dotarea cu tehnică și asigurarea angajaților cu tichete de masă și locuințe. O altă promisiune a socialistului este majorarea salariilor cu 20%, numai că banii abia urmează a fi identificați. Considerăm absolut real că după reforma în acest domeniu, pe care intenționăm să o implementăm, să identificăm posibilitatea de a majora salariile angajaților. Ceban se angajează să prezinte, nu să realizeze această reformă până la sfârșitul lunii noiembrie curent. Transparency International Moldova denunță atacurile împotriva fostului ministru al finanțelor Veaceslav Negruță. Directorul ONG-ului spune că Negruță a început să fie hărțuit de actuala guvernare după ce a vorbit public despre anumite inițiative legislative controversate. Organizația a cerut intervenția instituțiilor europene.
Directorul Transparency International Moldova, Lilia Carasciuc, spune că Negruța a devenit ținta unor atacuri, fapt pentru care a fost sesizată delegația UE în Moldova, ambasada SUA și alte organizații internaționale. El a vorbit și despre acel lans de la spălarea banilor prin sistemul judiciar, la furtul din sistemul bancar și a vorbit și despre acel proiect Prima Casă, ce pericole aduce la cei care încearcă a fi parte din acest sistem. A vorbit despre tichetele de masă care la prima vedere poate apare o inițiativă pozitivă, dar pe de altă parte este o formă de evaziune fiscală și din cauza aceasta a început să fie hărțuit, se încearcă de a face atac asupra lui. Negruță spune că atacurile au început anul trecut atunci când mai multe portaluri de știri, dar și două posturi TV care aparțin lui Vlad Plahotniuc, au difuzat o știre despre faptul că Negruță ar fi trucat licitația pentru producerea pașapoartelor biometrice, fapt negat de Negruță. Tot ce ține de negocierea și semnarea contractului atunci, în septembrie 2013, nu este așa cum spun mijloacele media, precum că Negruță a avut competență de negociere și semnare. Fostul ministru al finanțelor spune că de mai multe ori a încercat să obțină o copie a contractului, însă autoritățile au făcut tot posibilul ca să ascundă informația. Contractele enunțate din 2013 și 2017 de către părțile, registru și companiile câștigătoare au fost recunoscute ca fiind confidențiale și nu pot fi divulgate terților fără acordul ambelor părți. Negruță susține că și Curtea Supremă de Justiție a stabilit că licitațiile de atunci au fost legale. Mai multe detalii despre scandalul și atacurile asupra lui Veceslav Negruță puteți afla în această seară în cadrul emisiunii Politica de la TV8. Invitatul Nataliei Morar este însuși fostul ministru al finanțelor. Noi detalii în dosarul medicamentelor intentat acum 3 luni de Centrul Anticorupție. Reprezentanții celor 3 companii farmaceutice au recunoscut că ofereau bani medicilor ca aceștia să le promoveze preparatele. Suspecții au reparat și prejudiciu în valoare de 366.000 de lei, astfel că ei vor fi judecați separat de ceilalți. Procuratura mai anunță că și o parte din medicii care figurează în dosar și-au recunoscut vina. Ei riscă o amendă de până la circa 38.000 de lei sau până la 180 de ore de muncă în folosul comunității. Dosarul medicamentelor a fost transmis în judecată, urmând ca soarta celor implicați să fie decisă de magistrați. Ei sunt învinuiți că au creat o schemă coruptibilă prin care agenții de vânzări de la 3 rețele farmaceutice plăteau bani sau alte bunuri medicilor pentru ca aceștia să le promoveze produsele. S-au stabilit și cazuri când doctorii prescriu pacienților o cantitate mai mare de medicamente aflate la un pas de expirare pentru a epuiza stocurile cât mai rapid. Peste 80% dintre părinții, elevii și profesorii participanți la un sondaj realizat de Ministerul Educației susțin inițiativa revenirii la uniforma școlară. Doar 18% sunt împotrivă. Datele au fost anunțate în cadrul unui briefing de ministrul Monica Babuc. Potrivit datelor citate de Ministerul Educației, 79% din cei chestionați consideră că uniforma școlară îi va face pe elevi mai disciplinați și egali, în timp ce aproape 17% susțin că uniforma îi va lipsi pe elevi de personalitate. Există opinii care, din start, consideră că introducerea uniformelor ar însemna o povară suplimentară pusă pe umerii părinților, care ar trebui să-și cheltuie banii pentru procurarea acestor uniforme. Noi nu suntem de acord cu această opinie. În ceea ce privește designul uniformei, 37% dintre cei chestionați consideră că aceasta trebuie să fie specific unei singure instituții de învățământ, iar 32% cred că uniformele trebuie să fie la fel în toată țara, așa cum era în URSS. Babuc susține că elevii din familii sărace ar putea beneficia de ajutor de la stat pentru procurarea uniformelor. În total, per republică, avem 17.425 de elevi din familii socialmente vulnerabile. Pentru acest număr de elevi, deci achitarea eventuală din bugetul de stat a cheltuielilor pentru procurarea uniformei ar însemna ceva circa 18.300.000 de lei. Echipa TV8 a mers la unul din magazinele care comercializează uniforme școlare pentru a vedea cât costă acestea. Dacă inițiativa va fi implementată, părinții de băieți vor trebui să scoată din buzunar între 700 și 1500 de lei.
Для мальчиков школьная форма есть, тройка костюм. Можно и все по отдельности. Брючки стоят в пределах 340-360, смотря какой размер. Костюмчик, пиджак 420-480. Жилеточка стоит у нас 230-240-260. Рубашечки у нас тоже несколько цветов, потому что любят белое нарядное. Есть лицеи, которые только белые. И есть голубые рубашечки. Школьные. Школьный цвет 200 лев. În cazul uniformelor pentru fete, prețul variază între 650 și 1700 de lei. Для девочек у нас большое разнообразие, начиная от формы платья, пиджачков, несколько фасонов, без ворота. Тоже, если там красивая рубашечка, можно без ворота взять. Или классический с воротником. Есть юбочки, 3 или 4 фасона и несколько расцветок. В этом году мы сделали для юбочек, так как наши покупатели очень просили, кармашки. 260-280, юбочка плиссе 330 лев. Очень интересный вариант платья, потому что можно снимать и менять воротнички, и будет наряд. Как будто девочка пришла, если другой воротничок нашить, как будто она в другом наряде. С ремешком, можно без ремешка тоже, чтобы девочки не чувствовали себя, как будто они в одном и том же ходят. Цена у нас 560 лев. Decizia vizând introducerea sau neintroducerea uniformei școlare urmează a fi luată după discuții la nivel politic în Parlament și Guvern, precum și urmare a consultărilor cu societatea civilă. S-au scumpit legumele, fructele, peștele și câteva tipuri de carne. Potrivit ultimului raport al Biroului Național de Statistică, un kilogram de cartofi, de exemplu, a costat în luna aprilie cu 21% mai mult decât în martie. S-a majorat și prețul pentru serviciile transportului feroviar de pasageri cu 4,6%, iar costul pentru transportarea gunoiului cu 1,7%. În schimb, unele produse alimentare s-au ieftinit, cum ar fi ouăle, laptele și câteva produse lactate, fructele exotice și ciupercile. În scădere sunt și tarifele medii lunare pentru întreținerea copiilor în creșe și grădinițe, dar și prețurile pentru închirierea apartamentelor. Potrivit Biroului Național de Statistică, în luna aprilie 2018, inflația anuală a constituit 3,7%. Uniunea Europeană este lider la capitolul asistență financiară nerambursabilă acordată Republicii Moldova. De la începutul cooperării cu Moldova, UE a finanțat proiecte în valoare de peste 900 de milioane de euro. Acestea se referă în special la dezvoltarea social-economică, dar și la susținerea unor reforme. În weekend, în grădina publică Ștefan cel Mare, a fost amenajat un orășel european. Vizitatorii ne-au spus că așteaptă ca Moldova să acceadă în sfârșit în UE. Uniunea Europeană e casa noastră. Înseamnă istoria noastră de câteva secole. Noi totdeauna am locuit în Europa și eu sunt de vârstă când am prins cea mai interesantă perioadă, cea mai fericită perioadă a Basarabiei, când ea s-a aflat în componența României. Vizitatorii au avut posibilitatea să se familiarizeze nu doar cu cultura europeană, dar și să guste și din bucatele specifice țărilor membre, mai ales că unele au fost gratis. Stăm să gustăm mâncării ca lor. Să vedem ceva deosebește de-a noastră, nu? Una din bucatele noastre preferate sunt cărnăciorii nemțești. Și nu numai mie îmi plac, dar și fetiții, pentru că ea, în principiu, și-o ales din toate bucatele, s-a apropiat în primul rând aici și și-a ales cărnăciorii. Mâncăm bucate de Estonia. Și cum sunt? Foarte buni. Foarte gustoase. Terci, cartofi, varză, carniță, e foarte bun. Ce este rețetă specială ungurească? Asta e cărniță de vită, cartofi și este piparat. Asta este specific, este piparat. Șeful delegației UE la Chișinău a precizat că este prima dată când participă la Ziua Europei în Republica Moldova. Sunt bucuros să constat că relația dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova a ajuns la un grad înalt de profunzime și interconectare. Avem un acord de asociere, inclusiv comerț liberalizat bilateral, care stă la baza sprijinului nostru amplu pentru reformarea economiei,
și statului. Potrivit lui Mihalco, în prezentul ei implementează 76 de proiecte în Republica Moldova. Valoarea acestora este de 379 de milioane de euro. Orășelul european a fost organizat cu sprijinul delegației UE în Republica Moldova, care dorește astfel să marcheze Anul European al Patrimoniului Cultural și 70 de ani de la semnarea Declarației Universale a Drepturilor Omului. Încă două cazuri de rujeolă confirmate în Chișinău, potrivit Centrului de Sănătate Publică, este vorba de o femeie care ar fi luat boala din Ucraina și un bărbat infectat în România. Acesta este șofer pe ruta Chișinău-Cluj. Bărbatul s-a tratat la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Toma Ciorbă, iar specialiștii precizează că nu ar fi transmis boala și altor persoane. Între timp, femeia încă se află în spital. Aceasta a revenit acasă pe data de 5 mai, după ce s-a aflat o lună în Ucraina. La internare, pacienta a acuzat febră și erupții cutanate. Atât în România, cât și în Ucraina, situația epidemică privind rujeola continuă să rămână nefavorabilă, înregistrându-se noi cazuri de îmbolnăviri. O morbiditate sporită prin rujeolă se atestă și în Franța, Georgia, Grecia, Italia și Serbia. Rujeola este o boală extrem de contagioasă, cu urmări serioase, care însă poate fi prevenită prin vaccinare. Aceasta se face la un an, la 7 și la 15 ani. Cei care au ratat șansa la vârstele corespunzătoare pot fi vaccinați după ce se adresează la medicul de familie. Conflictul dintre Israel și Palestina escaladează pe fondul relocării ambasadei SUA de la Tel Aviv la Ierusalim. Zeci de palestinieni au fost omorâți și alte sute au fost răniți în confruntările violente de la granița fâșiei Gaza. Palestinienii protestează împotriva deciziei controversate a administrației americane de a recunoaște Ierusalimul ca fiind capitala Israelului. Protestatarii palestinieni au aruncat cu pietre și cocktailuri Molotov, iar militarii israelieni au ripostat cu arme, făcând cel puțin 41 de morți și 1800 de răniți. Armata Israelului a raportat 35.000 de palestinieni participanți la revolta violentă. Protestele au loc în contextul deschiderii oficiale a ambasadei americane la Ierusalim, care are loc astăzi. Decizia inițiată de președintele Donald Trump, contrar acordurilor diplomatice, este aplaudată de Israel, care consideră Ierusalimul capitala eternă și indivizibilă a țării, îndemnând și alte state să-i urmeze exemplul. President Trump is making history, and our people will be eternally grateful for his bold decision to recognize Jerusalem as Israel's capital. And to move the embassy there. În același timp, Palestina pretinde ca Ierusalimul de Est să fie capitala unui viitor stat palestinian, care a fost ocupat ilegal de Israel cu aproape 50 de ani în urmă. Decizia recunoașterii Ierusalimului ca fiind capitala Israelului de către SUA este criticată de comunitatea internațională. 128 de țări au condamnat anterior decizia printr-o rezoluție a Adunării Generale a ONU. Până la sfârșitul acestui an, centrul de găzduire a persoanelor fără adăpost ar putea să se extindă. Anunțul a fost făcut astăzi de șefa Direcției Asistență Socială și Sănătatea Primăriei. Potrivit ei, centrul va fi dotat cu 15 containere care vor putea găzdui încă vreo 20 de oameni ai străzi. Vor fi 6 dormitoare, va fi special amenajate cantină, mică cantină pentru astfel de persoane, încăpere tehnică, grup sanitar. Costul proiectului ar putea ajunge la 300.000 de euro, iar banii vor preveni de la donatorii externi și din bugetul municipal. Cifra de 300.000 de euro, sau să zic 6 milioane de lei, pentru 20 de persoane este puțin cam mare. Angajații centrului susțin că anexa este necesară, pentru că anual numărul celor care au nevoie de adăpost este în creștere. Ne bucură foarte mult această idee și chiar o să lucrăm intensiv la ea ca să o dezvoltăm, deoarece necesitatea unei anexe sau unui bloc adițional la centrul de găzduire este foarte necesară, având în vedere numărul mare de beneficiari care se adresează la centru, în special pe perioada rece a anului, când sunt foarte mulți și sunt vulnerabili, cu diferite dizabilități și suntem în criză de spațiu suficient pentru ei. Vestea i-a luat prin surprindere și pe beneficiarii centrului. Budu делa, dai Bog im zdorovie, dai Bog всем zdorovie, щоби сделали, щоби все були довольны. Люди приходят откуда? Вот, за воротами лежит, за мусоркой, все сюда идут. Куда их девать? Я очень хочу, чтобы это помогло. Помогло тем людям, которые попадают в такие ситуации безвыходные, как у нас.
остаются без, остаются без крыши над головой, остаются без кусочка хлеба. Iar anul trecut, centrul de pe strada Haltei a găzduit peste 120 de oameni ai străzii. Asta în condițiile în care capacitatea acestuia este de numai 100 de locuri.